Vai, fiți pregătiți! Bine ați venit la League of Legends! Un joc MOBA creat de Riot Games, care ar fi trebuit să se numească Riot Game, având în vedere că compania are numai un joc! Dar ce contează, oricum toată lumea îi zice Rito. Yeah. Scopul acestui joc este de a bate minionii ăștia drăguți și inofensivi, să demolezi turetele și să distrugi nexusul inamicului. Fugi, mă! Mort! Pentru asta trebuie să folosești campioni și nu campioni de ăștia, ci mulți, mulți, foarte mulți campioni din ăștia, dintre care lumea joacă regulat numai vreo 20, așa e Timo. Acești campioni sunt upgradați și refăcuți regulat, mai puțin Udyr, el arată la fel de când a început jocul. Însă nu e de ajuns doar să omori tot ceea ce ți iese în cale ca să câștigi, trebuie implicate și o serie de strategii, de exemplu tufișul. Dacă stai în el, inamicii nu te văd și îi poți ataca ca un ninja. Asta dacă nu li se scoală să-ți spună un word. Nu să știi ce fugi! Fugiți, bă! Ok, înțeleg că campionii de statură normală nu se văd în tufișuri. Dar cum p***a calului nu poți vedea dita mai gânda cu iarba asta? Joci toate meciurile pe aceeași hartă pentru că da, asta înseamnă League of Legends. Rito, please! Dacă vi se pare frustrant faptul că tot timpul trebuie să jucați pe aceeași hartă, gândiți-vă numai cât de trist este băiatul ăsta care și-a petrecut 586 de zile în League of Legends. Dar oare de ce? După ce faceți level 30, puteți juca la modul ranked pentru a vă arăta cu adevărat abilitățile. Păcat că de fapt mai mult contează dacă ai polonez sau nu în echipă și că o să ajungi la un moment dat să pierzi mai multe puncte decât câștigi. Yay! Ai părinți bogați, te-ai lăsat de metin 2 și nu mai ai pe ce să dai banii? Nu plânge în colț, pentru că avem skin-uri! Dar cu ce mă ajută? Cum cu ce te ajută? Tu vezi ce țâțe are aia? Toți campionii au pagini întregi de poveste care le conturează personalitățile unice. Dar nimănui nu-i pasă de asta și îl cumpără pe Timo. Ai prieteni? Stai liniștit! N-o să mai ai! Ești nou în joc și vrei câștiguri sigure? În loc să-l iei pe Timo, ia un Elo Boost! Ajungi din lemn în Challenger pentru doar 4 pensii de-a lui bunăta, 100% legal și easy! Stai bă, nu, eu vreau să zic să îți mai strângi niște puncte, să o iei pe Katarina și tot o să fie... Pregătește-te să ții și un psiholog particular, pentru că această comunitate de de pro-gameri îți va da un bun venit de nota 10. Nu ai voie să ieși din meci pentru că o să iei bani, așa că la Rito nu îi pasă că tu stai în Kazakhstan și să ia curentul din 10 în 10 minute pentru că... Really, nigga? Liga legendelor. O să ajungi o legendă. Pentru că vei fi primul copil de 14 ani care va cheli de stres. G.G. Dacă te simți vreodată inutil, gândește-te la Dominion. Tarantulă, pe la coaie, pe la pulă, tarantulă. Creatorul acestui joc a creat creeperul din greșeală, fiind de fapt un skin de porc cu glitch-uri. Cum a ajuns un porc să ajungă o pulă verde care explodează? Nu știu.